Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul ultimei zi din acest an, 31 decembrie, pentru semnele de apă, rac, scorpion sau pești. Voi începe cu zodia rac. Zodia rac, văd că vă sunteți într-un loc sigur, într-un loc protejat. Veți avea parte de vești bune, de consolări. Totuși văd că vă ne dezamăgește ceva anume din trecutul dumneavoastră sau nu vă convine ceva sau nu sunteți satisfăcuți, o dezamăgire, ați așteptat ceva și nu este pentru inima dumneavoastră, nu ați fost, văd o neplăcere, o injustiție, o nostalgie, o melancolie în ce privește trecutul dumneavoastră, poate o casă sau poate o siguranță, o stabilitate, dar văd totuși aici că există iubire, există dragoste între dumneavoastră și persoana iubită, pentru cei care sunt într-un cuplu, bineînțeles, că este o etalare generală. Pentru cei care nu sunt, un cuplu mai tânăr va avea un rol important în viața dumneavoastră, poate veți petrece cu acest cuplu, poate veți sta în compania acestui cuplu de tineri și îndrăgostiți. Dacă nu, dumneavoastră veți sta împreună cu o persoană în special unde există foarte multă pasiune, transport și interes între voi doi. O transformare, va avea loc o transformare, să știți. Vor începe să se miște lucruri pentru dumneavoastră, oportunități și vor începe să se miște dacă au fost blocate. În ce privește din trecutul dumneavoastră veți primi vești, dar nu sunt bune. Văd că veți primi o veste care nu va fi tocmai plăcută. Nu vă va mulțumi acea veste. Haideți să vedem. Și văd foarte mult orgoliu, nostalgie în ce privește trecutul dumneavoastră, o relație sau tot ceea ce ați făcut sau ce s-a întâmplat în trecutul dumneavoastră. Veți privi acest lucru și sunteți în tristare. Cred că va trebui să vă faceți planuri pe termen lung. Veți vedea mai cu claritate, veți face o clarificare în această zi și văd totuși că priviți trecutul. Contraste, o discuție clarificatoare. Se vor spune multe lucruri în ce privește o relație sau un tânăr în semn de pământ, o fecioară capricorn. Totuși e nevoie să lucrați în echipă, să colaborați cu persoane din jurul dumneavoastră și aici îmi spune de un orgoliu, de o ambiție, dar vă recomand să dați orgoliul la o parte totuși. Și văd că veți avea parte de un mental mai clar, veți vedea lucrurile mai clar cum stau în jurul dumneavoastră. În ce privește această relație, vreau să vă spun că există fidelitate. Există fidelitate. Aveți acolo o persoană dragă vouă care vă stă alături, vă este fidelă, este sinceră și văd că veți începe pasul, veți face pasul pentru noul an cu fidelitate, cu încredere, cu onestitate, cu lealitate. Aveți o persoană iubită care vă va stă alături, da? Și dorințele dumneavoastră se vor îndeplini, veți avea parte de succes. Haideți să vedem ce vor să vă transmită îngerii pentru zodia rac. Ești un operator de lumină, pune-te în serviciu, pune-te la muncă în serviciul divinității și acționează pentru un bine mai mare. Să te oprești, să amâni, da? Nu mai amâna. A venit momentul ca tu să faci diferența în lumea aceasta. Acționează, trebuie să acționezi, este momentul de decizii, să iei decizii, să faci primul pas. Deci, oamenii mei dragi, nu mai rămâneți blocați în trecut pentru ceea ce s-a întâmplat. Dați la spate și mergeți cu încredere, cu fidelitate, cu sinceritate. Acționați, luați decizii că va fi totul bine. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Vă doresc un an nou fericit, la mulți ani tuturor, un an plin de armonie, echilibru, de împliniri, tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. V-am pupat. Dacă nu v-ați inscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui și dacă v-a făcut, dați un like. V-am pupat, numai bine. Sănătate, la revedere! Zodia Scorpion. Zodia Scorpion, în această zi văd că veți merge unde ați mai fost de foarte multe ori, să spunem așa, în trecutul dumneavoastră.
Văd că veți afla de secrete sau foarte multe vorbe, veți veni la cunoștință de foarte multe lucruri, noutăți interesante, veți aprofunda și veți fi în căutare să aprofundați o situație. Veți fi în mijlocul persoanelor în care vă cunoașteți deja, unde ați mai fost, din trecutul dumneavoastră, poate chiar și de o viață. Văd totuși că în jurul dumneavoastră văd că este un bărbat care nu este sincer, da? Care este dușmănos, are aceste cornițe, este dușmănos, nu este onest, complotează, să spunem așa, da? Vă privește de la distanță sau e împotriva dumneavoastră, dar văd că aveți protecția divină. Acest înger vă protejează, vă stă alături în drumurile dumneavoastră. Deci veți avea parte de susținere, de protecție, să aveți încredere și să mergeți mai departe, că veți primi confort și lumina va fi alături de dumneavoastră, da? Îngerul vă protejează. Spune totuși că dorințele noastre se vor îndeplini și veți sta, vă văd deja așezată și vă veți uita în jurul dumneavoastră și văd că veți zâmbi. Foarte multă bucurie și foarte multă fidelitate. Sunteți, cum să zic eu, o persoană sinceră și este o persoană acolo care vă e fidelă, da? Veți găsi și acolo o persoană care vă e fidelă și vă va sta alături. Și văd că veți face totuși un drum, la un drum veți distra de Revelion. Haideți să vedem. Cine este acest dușman? În dragoste. În dragoste. Este aici un bărbat care nu este sincer în dragoste. Da? În dragoste, în relația dumneavoastră sau de la o persoană din jurul dumneavoastră, din familia dumneavoastră. Oricum veți primi o noutate sau veți afla ceva nou din cauza că acest bărbat nu este sincer, zodia Scorpion. Da? Și văd că este cineva care este contra iubirii dumneavoastră și cineva complotează împotriva dumneavoastră în ce privește iubirea dumneavoastră. Haideți să vedem. Acest înger vă protejează, veți face o tranziție, un drum cu speranță, dar totuși vă văd că nu sunteți siguri, da? Dar văd că veți da la spate aceste probleme, văd că le veți da la spate și veți merge spre viitor, veți face ceea ce veți simți cu inima dumneavoastră, cu sufletul dumneavoastră, chiar dacă aveți dubii, pentru că veți avea și momente care nu vă vor place, văd totuși că vă îndreptați spre ape mai calme, va ieși soarele pe strada dumneavoastră cu speranță și cu ajutor, cu echilibru. Veți da și veți primi iubire, veți da bani și veți primi altceva în schimb. Văd o persoană generoasă care vă va sta aproape, văd gânduri și inspirații geniale. Da? În această zi cred că veți da și veți primi. Deci veți da bani și veți primi pe altă parte altceva. Să vă faci un echilibru și văd că vă gândiți la aceste lucruri, la un drum și la a face un echilibru. Da? În ce privește iubirea, în ce privesc lucrurile în general. Haideți să vedem ce spun și îngerii, că sunteți talentați de a face cele mai bune alegeri financiare și să ajungeți unde v-ați dorit în ce privește economic și cariera dumneavoastră. Să cultivați și să creșteți o minte milionarie. Prosperitatea și abundența te așteaptă. Aveți o minte milionarie și văd că vorbește de o instituție, de o stabilitate, de un contract, de o reușită. Da? Și vi se va face dreptate dacă veți fi nedreptățiți. Justiția divină este de partea dumneavoastră și văd că veți avea parte de abundență și de prosperitate și veți face cele mai bune alegeri în ce privește partea financiară, în ce privește cariera dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută, un an fericit, la mulți ani tuturor, vă doresc un an plin de ceea ce vă doriți dumneavoastră, de tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. V-am pupat, sănătate, numai bine, la revedere! Pentru Zodia Pești, în această zi văd că
Cred că va trebui să faceți un pic de economie sau dacă cineva va trebui să scoată bani din buzunar, să vă așteptați că nu dorește să scoată sau nu vă va da toată suma de bani. Bă, că cineva este ori avar, ori zgârcit sau încearcă să strângă de pușculiță, da? Un militar sau poliție, aveți grijă în drumurile dumneavoastră. Poate sunt anumite bariere, lupte, întârzieri. Să văd și un confront, vă confruntați cu persoane care lucrează într-o instituție. Eu vă recomand să aveți grijă la circulație dacă veți conduce, să aveți grijă la persoanele care lucrează în aceste instituții. Și văd totuși că veți primi mesaje, veți afla bârfe, invidie, totuși văd că veți primi anumite vorbe de genul acesta. Haideți să clarificăm pentru zodia Pești. Pentru zodia Pești. Da, într-o instituție sau un bărbat, un profesionist, este un bărbat care nu este tocmai sincer, dar văd aici că poate în ce privește o instituție sau un jurist, o instituție sau un bărbat care este foarte mental, foarte inteligent, poate trebuie să dați bani această persoană sau această persoană să vă dea bani dumneavoastră. Poate veți avea nevoie de un profesionist să vă ajute în ceva anume. Și văd aici că zice de afacere periculoase. Să aveți grijă totuși la acest bărbat că nu este tocmai sincer. Haideți să vedem. Luptă, forță, contrarietăți, dar văd că veți trece peste, pentru că văd că veți avea parte de reușită, de bucurie, de sinceritate, da? De fidelitate sau veți trece peste acele bariere, acele forțe. Văd că reușită, dorințele noastre se vor îndeplini. Și aceste vorbele, aceste bârfe și invidie le veți auzi din partea unei persoane că poate cineva vă înșeală sau cineva nu vă este fidel sau leal. E nevoie și de un pic de lejeritate aici sau poate dumneavoastră veți avea muncă multă și foarte mult stres, dezechilibru, foarte multe responsabilități pe spatele dumneavoastră și va trebui sau ceea ce veți auzi vă va duce la stres. Da, cred că veți termina cu ceva anume, veți da la spate pe cineva anume sau ceva anume în această zi. Dacă munciți prea mult, vă recomand să cereți sfatul, să cereți ajutorul persoanelor dragi din jurul dumneavoastră, pentru că poate duce la un dezechilibru. E nevoie de lejeritate, dar în același timp să o luați lejer ceea ce auziți sau munca dumneavoastră, pentru că poate aveți un dezechilibru în ce privește corpul dumneavoastră sau mintea, stresul, sistemul nervos. Haideți să vedem ce vor să vă transmită îngerii. Tocmai ceea ce spuneam, oamenii mei dragi. E nevoie să vă protejați. Arcangelul Mihail îți spune că ai nevoie să pui anumite limite în ce privește o persoană sau o situație care stă la inima ta. Dacă este necesar, cere Arcangelul Mihail să te protejeze cu scudul său. Știi că cunoștința este putere. Nu, să nu-ți fie frică să știi adevărul. Veți afla un adevăr și vă va duce un pic la stres, da? Rugați-vă la Arcangelul Mihail că vă va sta alături cu protecția sa, vă va proteja, vă va ajuta. Puneți limite persoanelor sau situațiilor din jurul dumneavoastră. Protejați-vă în această zi, da? Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc un an nou fericit, la mulți ani tuturor, plin cu armonie, fericire și, de ce nu, bani. Tot ceea ce vă doriți dumneavoastră să aveți în acest nou an care va veni. Ne vedem la următoarea etalare. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți. Apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Este gratis. V-am pupat, Doamne ajută tuturor! La revedere, numai bine!